Această carte este una dintre ultimele cărți scrite de doamna Florica Echim, cea care a fondat această fundație și a dus-o atât de departe. Și a plecat de la un gând, gândul de a conserva în paginile revistei Teatru Azi portretul de scenograf. Inițial era vorba de acei scenografi, special cei din centrele cele mai importante din provincie, acei scenografi teatrelor care trăiesc o viață în teatru, figurile mai ascunse, să zicem, de la fel de importante pentru scenografie. Volumul era pornit în primăvară. În vară, vorbind cu Horatio, am mai adăugat câteva nume din scenografia actuală. Prin urmare, a ieșit această carte. Noi sperăm, nu știu, dar Horatio nu știe, dar eu sper că o să avem și un al doilea volum pe care să lucrăm în timp, care cumva să completeze această listă, sună urât listă, da? Să completeze portretele cu alte portrete noi, pentru că, evident, nu le acoperă decât un procent mic. Și vorbind cu Adrian Damian, care vrea să prezentăm această carte, am mers puțin mai departe și el a creat acest spațiu minunat. A vorbit el despre el. Este un spațiu cu scenografii din volum, dar și alte. Ce vreau să mai spun despre carte este că, evident, o carte are un autor, dar are și editor, are echipă și alături de noi aici, cei care au lucrat, sunt Irina Zdolea și Octavian Sarat, vă mulțumesc pentru acest lucru. Cred că e important să numele, în general, din spatele culisei în ceea ce privește cartea, dar la fel de importante în crearea unui volum. Noi credem, noi înseamnă Fundația Camil Petrescu și revista de Azi, ca Fundația Camil Petrescu, împreună cu UNITER, scoate această revistă, că este important să ne ducem și către scenograf. Cumva, parcă ascuns și în spatele regizorului, sunt creator. De aceea, numărul următor al revistei Teatru Azi, numărul care apare în luna mai, are un nucleu dedicat noilor tendințe în scenografie, gândit tot cu Adrian. Cred că facem o echipă în acest sens, sau vom face echipă în acest sens. Este important să vedem încotro se duce scenografia, care sunt noile direcții, care sunt numele importante, ce spun creatorii noștri despre scenografia contemporană. Așadar, suntem într-un spațiu scenografic, îi dau cuvântul lui Adrian, o să mai vorbesc un pic la final. Mulțumesc! Eu mulțumesc! Și vă mulțumesc tuturor că ați venit într-un număr atât de mare. Cred că e un element foarte important la care asistăm aici. În special pentru că există atât de puține cărți dedicate scenografilor români, atât de puține albume ale scenografilor români. Și cred că e mare păcat, pentru că există o oferă foarte valoroasă pe care o avem. Și mulțumesc lui Horatiu pentru că și-a luat timp pentru a crea această radiografie și a vorbi de scenografii români și, bineînțeles, Oanei, pentru că a făcut posibil ca acest volum să fie astăzi aici. Lucrând la expoziție, ca să explic foarte pe scurt toate lucrările și toți artiștii pe care le vedeți expuși pe pereți, sunt selectați din cei 27 menționați de Horatiu în carte, dar sunt 14 care au lucrat pe scenele Teatrului Odeon. Așa că acesta a fost criteriul pe baza căror am selectat. Și a fost o mare plăcere să ne uităm în arhive și să găsim lucrări. Mulțumesc Cristinei Tudor pentru tot ajutorul pe care l-am primit în acest proces. Iar legat de expoziție, s-a întâmplat un lucru care mi s-a părut foarte relevant. Pentru că am lucrat împreună cu studenții de la Masterat, din anul 3 scenografie, de la un ATC, a căror creații le vedeți expuse, cele patru costume. Iar ei au venit cu un concept care mi-a făcut foarte mult și m-a pus foarte mult pe gânduri, de fapt. Ei au spus că ar vrea să folosească cartea și toate lucrările și schițele care există în carte pentru a crea un tip de scut, pentru a crea un tip de cochilie, de carapace
care să-i protejeze pe ei. Și mi s-a părut un concept foarte frumos și m-a pus foarte mult pe gânduri, pentru că, de fapt, eu și cred că și ei și toți cu care am lucrat, suntem foarte recunoscători artiștilor care au creat înaintea noastră. Așa că am stat împreună cu ei, am dat cu pensul, am cașerat, împreună cu Ana Maria Dumitrescu, care este o elevă în clasa 9 la liceul Tomița, care a cașerat toată fântâna infinită pe care o aveți în spate și vă invit să aruncați un ochi în interiorul ei. Și lucrând, mi-am dat seama că, mai ales în contextul ăsta în care se aruncă cuvinte atât de dure între generații și se emit judecăți atât de radicale, mi-am dat seama că, de fapt, putem să colaborăm absolut superb împreună și eu n-aș fi fost cu siguranță aici, dacă nu aș fi fost inspirat de atâția dintre dumneavoastră, de la care am învățat atât de mult, și sper doar că, la rândul nostru, vom inspira generațiile următoare. Mulțumesc foarte mult! O să vă rog pe dragă așa de față, să ne spună două pe care bună ziua! Foarte scurt. Într-o perioadă în care noi suntem extrem de preocupați să facem cărți despre noi și despre statuia noastră, să spun așa, se apare un act de generozitate din partea lui Toraciu să facă o carte despre colegii lui. Această idee de bază, aproape că nici nu aș mai ajunge la cum arată cartea, mi se pare atât de tare ideea, încât îi mulțumesc foarte mult. Părând asta, sunt oameni pe care îi definim a fi constructori și sunt oameni care sunt opusul constructorilor. Nu vreau să rostesc cuvântul. Vă doresc o expoziție plăcută. Încerc să vorbesc liber, că la microfon eu am o problemă la care. Serios. Deci, nu e Parkinson, dar după urmă nu mai merge. Nu am cea mai problemă și nu pot să... Și când și emotiv, atunci... Da. Foarte pe scurt, cartea a luat naștere în 1900, în 2017, scuze, la inițiativa doamnei Florica Echin, care ar trebui să-i mulțumim, fiindcă altă nu apărea cartea. De asemenea, Oana Bor și Irina Zlotea, Sila și mulți alții care au participat la crearea cărții. Din păcate, în cei 5 ani în care am scris aceste articole despre colegii mei, n-am avut timp n-a fost spațiu să cuprindem atâția colegi. Mă uit că este iarăși doamna Petrovici aici, îmi pare rău că nu apare în carte. Este domnul Cristian Nicolescu, de la scenograf de film, o zonă pe care n-am avut cum să o cuprind și o droaie de colegi din teatru pe care n-am avut când să scriu despre ei. Astea au fost condițiile, îmi cer scuze față de toți cei care n-au apărut în carte și sper din tot sufletul să facem a doua carte, să cuprindem cât mai mulți. Ce mai vreau să zic? Da. N-am scris-o ca un critic de teatru, fiindcă nu mă pricep. Am scris-o ca o privire, cum am văzut eu munca colegilor mei, în special a celor care nu au fost vizibili. Că așa am început. Să scriu despre scenografii care lucrează în teatre îndepărtate, Botoșani, Oradea, Satu Mare, mă rog. Și mă gândeam că n-au avut șansa ca munca lor extraordinară să fie vizibilă. Pe de altă parte am văzut sute, dacă nu mii de spectacole, fiindcă sunt un mare spectator de teatru,
am urmărit și evoluția colegilor mei, așa încât ce am scris în carte nu este gratuit, nu este din ce am citit, ci din ce am văzut. Dar cam la fiecare dintre colegi, e o privire din interiorul brațului noastre. Nu este, n-am făcut critică de teatru și am încercat la fiecare să găsesc caracteristici. Ce am constatat, văzându-i 15-20 de spectacole, în stilul lui, în felul de a gândi scenografic o piesă, așa încât sunt și amintiri personale în care sunt și multe referințe la regizori pe care îi avem aici. De multe ori am scris și despre Cristi Popescu și despre Vlad Masaj și despre alți regizori care mai sunt pe aici. Mă bucur că ați venit în număr atât de mare și sper să iasă și volumul 2. Mulțumesc! Aș vrea să adaug o comentare, că într-adevăr este fiecare portret înseamnă o analiză a întregii creații a celui care face obiectul acestui portret, ci sunt surprinse anumite momente, anumite spectacole, deci suntem cumva ca văzând atâtea telefoane care fotografiază niște fotografii din întreaga lor carieră, deci nu este o analiză exhaustivă. Vă mulțumesc încă o dată, vă invit la un pahar de șampanie în spate, dar îl invit și pe Horațiu să dea autografe, cine dorește să aibă semnătura. Mulțumim!